Faptul că tot usturoiul pe care îl avem alături de noi, nu știu dacă vedeți, în larâncoșurile astea este numai usturoi. L-a rugat pe Aurică să aducă mai mult usturoi. Da. Și el l-a deșertat la Elena pe birou azi dimineață. Tot usturoiul ăsta a locuit la noi în redacție, prin urmare nimeni nu e în redacție, semn că avem pe dracu noi. Azi e o zi în care de adevărat ne jucăm cu usturoi și în convenție știm bine, noi românii chiar știm să facem multe lucruri din usturoi în bucătărie. Îl folosim în orice, cred că îl punem și la plăcintă, dacă nu mă înșel. L-am rugat pe Aurică să ia niște usturoi de ăsta românesc, mă, să simt, să-mi aduc aminte de copilărie. Da. Cum zicea un invitat, un măr pe zi ține medicul departe, da. Un usturoi pe zi ține pe toată lumea deoparte. Și mi-a adus de-astea chinezești, cu hormoni, știți, cu încrucișa, cu gulia sau cu ce, mă? Nu știu dacă știți, dar există procese încă în desfășurare. Cea mai mare evaziune din România, asta mi-a plăcut la român tot timpul. El a știut să facă din usturoi orice. Cea mai mare evaziune în România cu alimente s-a făcut cu grâu și cu usturoi. Vapoarele care erau pline de usturoi plecau un pic la plimbare, veneau imediat înapoi și din export devenea import, știți? Taxe. Bă, tu ai niște subiecte mai nou. După ce mi-ai făcut capul calendar cu Răzvan Aldeliei aseară cu bitcoinurile voastre, da. Și vindeați, tranzacționați, nu v-a plăcut monopoli când erați? Păi că a scăzut peste zi prea mult. A scăzut bitcoinul și erau ăștia nebuniți. Bine, nu o să înțeleagă ai mei despre ce vorbim, dar mă rog, mai important e să vorbim despre faptul că dumneata ai niște lecturi, cum să spun, cel puțin ciudate. Mă, scriam toate ziale și noi am studiat treaba asta. E și penibil să spui, știi, că te duci la pușcărie dacă ai făcut evaziune fiscală, te întreabă ăla. Tu pe cine ai omorât? Eu? Eu am importat usturoi. De-a dragi. Amalia la program, bună dimineața. Bună dimineața și la mulți ani tuturor Andreilor și Andreelor și la mulți ani Andrei. Da, stai că mi-am adus aminte. Are și Andreiul am ei. Am și un Andrei al meu, acasică. La mulți ani. O, oh, Doamne, Doamne, am văzut și în ziare. Stai, Vla... ce? Și tu? F! Tot și același eu. Andrei? Asta ar fi super tare. Tare, cred că, da, nu știu. Dar nu, la mulți ani Andrei, frate miu, la mulți ani. Ah, m-am liniștit. Așa, la mulți ani copilul Andrei. La mulți ani copilul, copilul Andrei, da. Da, la mulți ani Andreiuța, la mulți ani cine mai e? La mulți ani Andrei... Mai e vreun Andrei? Avem. Sunt mulți Andrei în România. Și nu în ultimul rând să-l salutăm pe Vlăduț. Bună dimineața, Vlăduț! Bună dimineața! Dacă ți-arunci doar o privire, în ce știi tu să faci cu mânuțele și ce fac românii? În ce poate să pună românul usturoi? Inclusiv în supă, se face supă de usturoi și este absolut delicioasă. Supă doar de usturoi? Supă de usturoi, plăcintă, cu praz și usturoi. Bine, nu se face niciun dulce cu usturoi, însă în rest, absolut orice, la friptură, la... Românul brânzete. Poate să pună usturoi în valoare doar frecându-l pe pâinea prăjită și deja e un fel de mâncare. Nu usturoi se pune confiat, usturoi deja ajungem la alt nivel. Cum? Usturoi confiat. Păi am găsit odată ceva, n-am știut ce e și nu l-am confiat. Ce înseamnă asta? Confiat, adică este ținut la o temperatură mai joasă, o perioadă mai lungă de timp și aha. Se confiază, dar se confiază în carcasa lui, în folia lui. În cățelul lui, cum ar fi? În cățelul lui, exact. Păi, apropo de cățel, m-am trezit cu un gând azi dimineață, m-am trezit de 4 ori. Păi nu v-am zis că evaziunea s-a făcut cu usturoi din China, asta vreau să zic. Vă dați seama, Aurică, el e șeful nostru de producție, nu e șeful nimănui, e șeful de producție. Cum l-au privit oamenii ieri și alaltă, el că era cumpărat sute, cât mii de căței, sunt mii, câteva mii. Fără număr. Un fel de carisajul usturoiului. A fost ca Toma Caragiu cu icoanele pe schi. Doamna, am și eu nevoie de... De cât? Bă... Mult. Aurică, tu bei din cana mea? Mă! Verific să fie bună! A, tu așa le verifici. Dar tu bei și din cana mea? Verifici să fie bună, da, am înțeles, ferească sfântul. Bă, atâta usturoi nu face bine, mă. O ține strigoiul departe, dar te tâmpește la cap.